verticalizeze Cicăldău. A venit și Chițu la această combinație. Eric pentru Gana. Pas anticipat, apoi șutul lui Gana. Pentru Straton la această execuție. Minutul 25. Viitorul deschide scorul. Gana, care încearcă inițial să paseze Melinte, se opune. Gana șutează apoi perfect. Ce șut frumos al lui Gana. Face mingea probabil pe dreptul. Oh, ce greșeală a lui Cicăldău. Ciucuri înscrie. Este 1-1. Minutul 66. Mutare inspirată a lui Ionuț Popa, care îl urcă pe Ciucuri în fază, pe fază de atac și îl introduce pe Haruț, fundaș stânga. Și în acest moment lucrurile se complică pentru Viitorul, care părea să aibă în mână acest meci. Sigur, mai sunt destule minute de jucat. Greșeala mare a lui Cicăldău aici, care iată are un tackling eșuat, șutul pe colțul scurt. Îl evită ușor și pe Mladen.